informații pe care le consider suficient de relevante și sursele cărora o să le protejez. Cu privire la faptul că în pușcărie se pregătea un atentat cu privire la viața lui Grigore Petreanu. M-am simțit datoare să spun acest lucru, deoarece într-o îndepărtată lună de decembrie a anului 2014, la fel am fost preîntâmpinată împreună cu alți prieteni despre posibile atentate la viața lui Butmălai, după care știți ce s-a întâmplat. Din cauza aceasta eu mai mult nu o să ignor semnale și din cauza aceasta o să vă spun așa cum este. O singură privință, repet, mă face să mă bucur că astăzi Grigore Petreanu, Alexandru Roșco, Pavel Grigorciuc, Mihaela Merberg, Vladimir Jurat, Oleg Buznea și Andrei Druzi sunt acasă, este faptul că asupra cel puțin unuia din ei, Grigore Petreanu, plana acest pericol și acum în pereții casei proprii el a fost îndepărtat. În rest, tot ce s-a întâmplat din punct de vedere a justiției moldovenești a fost o mare, 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 mare rușine.